Lera Antrenei Giulo, Nemes, Benjamin Zoltan, Dostalec, Vlastimil și Silan pe Santeri. În acest moment începe partida în care ocupanta locului 4, CSM Corona Brașov, se întâlnește cu ocupanta locului 6, dintr-o bucată spre Pințeș. Atac brașovean, Valharj în fața porții și este 1-0! Pucul servit de Valharj n-a fost tocmai bun pentru Blackwater, dar nu este nicio problemă pentru că Sils a urmărit și el la rândul faza și este 1. Serviciul însă imprecis, atac al oaspeților, Lorraine se întoarce. Bun schimbu și este 1-1. O neatenție și o viteză în plus pentru oaspeți la această fază și Lorraine pur și simplu se trezește cu pucul în fața porții. Svars trimite pucul cu mantinela, este oprit acolo de Koger, care retrimite cu aceeași mantinelă la Zaghi Dulin în spatele cercului și o deviere fericită la un puc aruncat în fața porții. Koger pune la macrose, este 2-1 pentru CSM Corona Brașov. O acțiune frumoasă cu Zaghi Dulin în prim plan ca servant și Koger a zis nem, adică nu, și a rămas scorul în continuare 2-1. Sils, Valharj în bună dispoziție de joc, Valharj, gol! Din nou magnific acest Radim Valharj, de unul singur întoarce un adversar, își creează culoare de șut și nimerește exact la încheietura barelor, însă de această dată nu metalul, ci plasa. Iată-l pe Radim Valharj. Era Odman Hadi Nikolic. Același Odman Hadi Nikolic. Un control mai lung al pucului, Shomogi în fața porții și ricoșat în față, Lorraine marchează din nou, reducând deficitul la jumătate. Iată, după foarte multe minute în care jocul s-a desfășurat la poarta lui tot Caroi Balaj, la prima incursiune un pic mai lungă a brașovenilor, Lorraine reușește să marcheze încă 4 minute și 10 secunde. Valharj încearcă să creeze o nouă șarjă. Borisenko pentru Sils, Borisenko trece de un adversar, Borisenko marchează, o acțiune viguroasă a lui Borisenko care îl depășește pe Ivan Sisak și dacă tot își creează oportunitate cu revelul lamei crosei, găsește spațiul pe lângă tot Caroi Balaj, este 4-2, mai sunt 4 minute și 2 secunde, acestea reprezintă sarea și piperul acestui minunat sport.